Bine v-am găsit, ora știrilor, în emisia primului post nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Proiectul dezvoltării Universității de Stat Nistrene pentru anii 2025-2029. Reparație în Casa de Cultură din Corotna. O barcă cu istorie a fost găsită la Dubăsari. De la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și dotarea laboratoarelor până la renovarea căminilor și clădirilor, prezidentul Vadim Krasnoselski a orientat în Sovietul Suprem proiectul dezvoltării Universității de Stat Nistrene pentru anii 2025-2029. Ce viitor o așteaptă pe principala universitate a țării? În continuare. 56 de milioane de ruble, anume atâta planifică să cheltuiască pentru dezvoltarea Universității de Stat în următorii 5 ani. Cel mai mult pentru infrastructură, în special pentru reconstrucția căminilor studențești ale Facultății Agrar-Tehnologice și filialei Politehnice din Bender. De asemenea, pentru renovarea Facultății Economice. Acest program este principalul document în baza căruia universitatea va trăi și se va dezvolta în următorii 5 ani. În principiu, am încercat să includem în program la maximum tot de ce avem nevoie. Universitatea lucrează în câmpul educațional al Federației Ruse. În martie am finalizat procedura de acreditare pentru absolut toate 100% din specialitățile universității și, desigur, acest lucru impune anumite obligațiuni. Trebuie să corespundem. Potrivit programului de dezvoltare, mai bine de 500 de profesori intenționează să-și ridice calificarea, dintre care 200 în Federația Rusă. Pentru arheologi vor achiziționa propriul transport și echipament modern pentru laboratoare și departamentele experimentale. Principalul lucru reflectat în programul nostru de stat este asigurarea procesului educațional cu echipament necesar. Vorbim despre utilaje educaționale, științifice, de laborator, utilaj necesar procesului educațional, achiziționare de programe. Una din direcțiile principale este și activitatea editorială a universității. Ea este destul de extinsă, pe lângă faptul că publicăm diverse materiale de tipar, educaționale, de lucru, culegeri ale tuturor evenimentelor și forumurilor științifice. La Universitatea de Stat Nistreană, în anul curent, au apărut noi direcții și specialități, standardizare și metrologie, securitate informațională, funcționarea sistemelor fără pilot. De asemenea, puteți deveni observator politic și nu numai. În anul curent, la universitate au fost alocate pentru studii 1855 de locuri bugetare. Corotna, raionul Slobozia, a doua vară la rând, în Casa de Cultură se face reparație capitală. În anul trecut au schimbat ferestrele, au construit cazangeria nouă, montat sistemul termic, acum repară sala de concerte. An la rând, aici curgea acoperișul. 8 ani în urmă a fost reparat. Din păcate, mucegaiul a nimicit pictura de pe tavan. Când tavanul curgea, erau meditate înalte mucegai. Din acest motiv și podelele au putrezit în unele cabinete. Era tavanul de culoare albastră, dar din cauza umidității a devenit sur. Ne vom strădui să facem tavanul de culoare luminoasă, deoarece el e frumos. Casa de Cultură a fost construită în 1967. Mai aproape de anii 90, clădirea a fost înfrumusețată cu muluri și picturi. Era una din cele trei cele mai mari case de cultură din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Sala de spectatori e prevăzută pentru 540 de persoane. Este balcon și scenă mare. La început era mai simplu, colhozul a fost bogat și s-a făcut o adevărată frumusețe pentru oameni. Scena e mare. La noi a evoluat ansamblul de dansuri populare Joc și mulți alți artiști renumiți. La fel și scena va fi reparată, vor renova toată iluminarea în sală. Între timp, repetițiile au loc în cabinete și încăperile libere ale Casei de Cultură. Colectivele se pregătesc către ziua familiei, dragostei și fidelității. Colaboratorii Comitetului de Anchetă și ai Procuraturii acum pot primi subvenții de stat pentru locuințe. Inițiativa legislativă a prezidentului au susținut-o în Sovietul Suprem în dată în două lecturi.
O asemenea susținere de stat va permite a crește atractivitatea serviciului în comitetul de anchetă și a reduce fluctuația cadrelor. La moment, 5 colaboratori corespund criteriilor legii pentru alocarea subvenției. De o asemenea, susținerea de stat se vor putea folosi tinerele familii în primii 5 ani de căsătorie, dacă unul din soți are mai puțin de 36 de ani. Dacă în familie sunt copii, nu contează câți ani cuplul e căsătorit. Familia incompletă la fel are drept la subvenție. Suma depinde de numărul de copii și echivalentul de 10, 12 sau 14 mii de dolari. Reamintim, legea despre susținerea de stat pentru procurarea locuințelor în Istrenia a fost primită în februarie 2020. Primele subvenții pentru locuințe bugetarii Nistrene au început a le primi deja în 2021. E vorba de medici, surori medicale, milițieni, învățători și nu numai. Acum și colaboratorii Comitetului de Anchetă și ai Procuraturii. Libertatea pentru aproape 4500 de deținuți și exemplu pentru multe generații. La 27 iunie 1945, lui Tudor Jarcinski a fost conferit titlul de erou al Uniunii Sovietice. Până la război a fost director în școala din Rașcov. În primele zile ale Marelui Război pentru apărarea patriei a plecat la front. Fapta sa principală, eroul a săvârșit-o în aprilie 45. A nimerit în încercuire cu tovarășii săi. Până îi așteptau pe combatanți, au decis să cerceteze teritoriul, au găsit lagărul de concentrare, au eliberat deținuții. Însuși, Tudor Jarcinski a fost mortal rănit. A plecat în neființă cu 18 zile înainte de biruință. În Marele Război pentru apărarea patriei au căzut pe câmpul de luptă trei frați Jarcinski. Tudor a devenit erou. Numele lui e înscris pe monumentul din centrul localității. Alături cu școala unde a lucrat se află bustul de bronz. Strada unde a locuit îi poartă numele. În fiecare an copiilor le povestesc despre fapta eroică săvârșită de sublocotenentul Jarcinski. Nistrul își pierde adâncimea. În Moldova a fost anunțată alertă hidrologică. Ea va fi în vigoare până la 2 iulie. Nivelul apei în râul Nistru este scăzut. Oamenii sunt chemați să economisească apa. Despre situația creată vorbesc și în Nistrenia. În informațiile centrului nostru hidrometeorologic scriu despre o secetă hidrologică. Despre situația creată vorbesc și în Nistrenia. În informațiile centrului nostru hidrometeorologic scriu despre o secetă hidrologică. В связи с уменьшением сбросного расхода Новоднестровской ГЭС. În legătură cu micșorarea aruncării apei la hidrocentrala din Novodnistrovsk, râul Nistru pe sectorul Hrușca-Nezavertailovka se va afla în starea secetei hidrologice. De ce se produce o așa situație? Fiindcă nivelul Nistrului la noi e legat în mod direct de reîncărcarea bazinului de sus, adică pe teritoriul Ucrainei de vest. Meteorologii spun că situația se va înrăutăți, precipitații nu se prognozează, de aceea e greu a spune când nivelul Nistrului va crește. La moment este bătut recordul din 1994, când Nistrul a căzut cu un metru mai jos de indicii medii. Până la un nou antirecord rămâne puțin. Meteorologii prognozează o creștere a secetei și în continuare. Malul râului Nistru, lângă satul Dzerzhinskoe, raionul Dubăsari. Două săptămâni în urmă, localnicii au venit încoace la pescuit. Apa în râu scăzuse până la 3-4 metri. Pe mal au observat un obiect neobișnuit. S-au apropiat și au văzut o barcă din stejar. Ne aflăm pe acel teritoriu unde a fost găsită barca. Până în prezent s-a păstrat chiar și locul unde se afla. Nistrul la acel moment a scăzut până la 3-4 metri și ne-a descoperit acest obiect istoric. Barca a fost spălată de nămol și dusă la muzeul local. La moment ea se află în depozitul muzeului. Toți sunt în așteptarea analizei radiocarbonice. Preventiv spun că obiectul dat are numai puțin de 200 de ani. Pe semne, barca s-a scufundat, sunt și urme de foc. Aceasta e partea ei de jos, fundul. Lungimea constituie 4 metri și 40 de centimetri. A fost confecționată manual, din stejar, lățimea 60 de centimetri. Asemenea, bărci erau folosite cândva pe teritoriul Dubăsarilor. Aici erau păduri de stejar. Trăiau constructori. Bărcile se numeau Dubas. De la ele a și provenit denumirea orașului. Cercetările vor determina vârsta exactă a bărcii, iar după aceasta și evenimentele care s-au produs în acel timp la Dubăsari.
La 30 iunie, Catedrala tuturor Sfinților din Dubăsari va marca jubileul de 220 de ani. În această perioadă, Lăcașul a trecut prin multe încercări ale timpului. La moment, el este un centru spiritual al eparhiei de Tiraspol și Dubăsari. Istoria Catedralei tuturor Sfinților din Dubăsari începe în îndepărtatul 1797. Construcția ei a început prin binecuvântarea mitropolitului Chișinăului și Hotinului Gavril Bănulescu Bodoni. Он изначально был каменным храмом. Biserica de la bun început era din piatră. Pe atunci, în popor, ea era numită grecească. Unul din orășeni care a investit cele mai multe finanțe în construcție era grec de naționalitate. Lucrările au durat 7 ani. În 1804, în incinta Lăcașului, a avut loc primul serviciu divin. Pe atunci, în localitate, funcționau 4 biserici. Aceasta nu era cea mai mare și centrală, era una parohială. Însă, după Revoluția din octombrie 1917, a rămas întreagă doar ea. Din anii 30 ai secolului trecut încep și încercările prin care trece biserica. În 1937 ea a fost închisă. Puțin a funcționat în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei, apoi iarăși a fost închisă. În incinta ei, în timpul sovietic, au fost diverse depozite, secții sportive de box și ciclism. Cu an ce trecea, aspectul ei, interiorul, au ajuns într-o stare deplorabilă. În așa stare, Lăcașul Domnului s-a aflat până în 1988. Atunci, la știrea despre reconstrucția ei capitală, au răspuns majoritatea dubăsărenilor și toate întreprinderile, organizațiile din oraș. În scurt timp au fost executate lucrările necesare. Astăzi, Catedrala tuturor Sfinților este un centru spiritual al eparhiei de Tiraspol și Dubăsari. La 30 iunie, dubăsărenii vor marca jubileul de 220 de ani de la crearea acestui lăcaș, care, în pofida tuturor încercărilor, continuă să bucure ienureașii. O premieră unică la TVRMN, primul film artistic în istoria Nistreniei, Dolar na Ciorni Den. Acum, în calitate nouă, restaurată, va fi derulat în joia viitoare după programul informativ CAB. Pelicula a fost filmată de către echipa canalului nostru televizat în 1997. Regia și scenariul îi aparțin Ludmilei Șulga, pe atunci redactor șef al TVRMN. A dorit să povestească despre viața unui copil vagabond în anii 90 ai veacului trecut. În film sunt multe cadre nostalgice ale Tiraspolului de atunci, Cheiul Nistrului, Nava Nadejda, piața și centrul vechi al orașului. Specialiștii au ridicat calitatea, au lucrat cu lumina, filmul acum a prins culoare, reamintim, îl puteți viziona la 4 iulie, joi, în dată după ediția de știri CAB. Colegiul de Arte Plastice din Bender, 18 pictori și designeri, specialiști în meșteșugul popular, prezintă lucrările sale de absolvire. Fiecare proiect de diplomă astăzi prezintă o importanță istorică, socială, artistică. Învățământul profesional mediu este un nivel destul de serios. Îi permite absolventului să participe la activitatea economică a statului și să prezinte specialitatea sa la un nivel înalt. Alisa Tumba e din Găgăuzia, a absolvit facultatea de pictură. Acum dorește să predeie în școală desenul și să studieze la fără frecvență la Universitatea de Stat Nistreană. Lucrarea ei de diplomă este autoportretul. Pe lucrare sunt eu, lângă oglindă, mă pregătesc de sărbătoare. Am vrut să transmit coloritul național. Poporul găgăuz ține minte acest lucru. Toate costumele, podoabele se păstrează și se transmit din generație în generație. Ana Ivaniuc e designer grafic, a făcut schițele pentru cărticica lecției de securitate a copiilor. Securitatea este un moment foarte important pentru copiii mici. Am ales o temă actuală și am hotărât să-i adaug culoare. Lucrarea de diplomă a Ecaterinei Iliașenco este comanda de stat a Muzeului Istoric de Studiere a Ținutului din Bender. Ea a elaborat macheta cărții memorabile a activiștilor istorici din Bender. M-a inspirat întotdeauna stilul grafic, în special gravura și linogravura. Pedagogul mi-a permis să folosesc acest stil deoarece corespunde cel mai mult tematicii. Nu este o carte pentru copii sau una care în școală poate fi în calitate de manual. Este cartea ce îi aparține Muzeului Istoric de Studiere a Ținutului. De aceea trebuie să fie într-un stil unic și să corespundă tematicii istorice. La 28 iunie, în Muzeul Republican de Arte, studenților colegiului le vor înmâna diplomele. Tot aici va fi deschisă expoziția lucrărilor de absolvire.
Cam atât pentru astăzi, iar noi vă dorim o seară frumoasă în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!